selecționați de Christoph Daum pentru această dublă cu Armenia și Muntenegru. Bogdan Stancu este golgheterul. Ați pus un pronostic pe acest meci? 2-0 pentru România. Sper să se îndeplinească. Un militar român este întotdeauna alături de națională, da? Bineînțeles, este național. De toate echipele naționale, indiferent unde am fi. Credeți că mai are șanse pe echipa națională de calificare? Noi românii credem până în ultima șansă. Sperăm. Suporteri, suntem români, întotdeauna suntem noi ca nație naționaliști, suntem foarte uniți și ținem cu echipa României. Încercăm să fim, chiar dacă suntem departe de casă, să fim patrioți. Ați mai fost în situația să vedeți un meci național în Afganistan? Da, în 2012. Poate... Altfel decât acasă e mai intens? Poate nu. Nu e la fel de intens, pentru că aici trebuie să mai fii atent, ești, ai nevoie de o dignă, ai misiuni de făcut și nu e chiar cum e acasă. Acasă ești acasă, aici ai mai bine, dar suntem și după urmează altă misiune momentan, dar sperăm să fie totul bine. Ok, și cu meciul să câștige România. Ar conta un rezultat pozitiv? Da, cu siguranță. Cu siguranță ar conta un... N-ar face mândre. Nu vă pare rău că pierdeți meciul național de fotbal? Nu-mi pare rău deloc! Serviciu, serviciu, trebuie să respectăm programul. Plecați în misiune acum? Da, merg în misiune. Da. E pornită camera sau nu? Da, vă doriți ca naționala să câștige, bănesc, nu? N-am înțeles. Vă doriți ca naționala să câștige? Bineînțeles, că suntem, toți suntem români și noi dorim să câștige naționala, că fiecare român, da? Dar nu vă uitați la meci. N-am cum. M-aș uita, dar datoria trebuie să mă respect. Colegul meu trebuie schimbat, are deja câteva ore de când stă acolo și trebuie să vină și el. El o să-mi povestească mâine, o să vină în locul meu și să uite la... Ar conta un rezultat pozitiv să câștige România? Sigur că da, da. Acum și joacă șansa lor. Noi ne facem datoria noastră, ei cu treaba lor. Au și ei o datorie, da? Au și ei o datorie față de țară, dacă, mă rog, poartă drapelul și România și sunt români și joacă în afara țării, datoria lor. Să respecte datoria de român, ca și suntem, da? Ca și mine de altfel.